De aici jumate. Nu mai putem. Salutare tuturor! Bun venit pe acest canal! Numele meu este Sorin și așa cum v-am promis, pe acest canal vedem diferite treburi gospodărești. De această dată o să ne ocupăm de pregătirea lemnelor pentru iarnă. Deși este o muncă foarte anevoioasă și greu de făcut, cu ajutorul evoluției tehnologiei și a investiției, putem avea un asemenea utilaj cu care ne vom ușura munca. În cele ce urmează o să vedem cât de util este acest utilaj și ce raport are, dacă are un raport calitate-preț ok, sau trebuie să ne îndreptăm atenția către altceva. Haideți să vedem ce poate face. În acest video vă prezentăm un utilaj chinezesc, o tehnologie chinezească care funcționează destul de bine. Utilajul se numește Yansen FS35. Este un despicător de lemn cu energie cinetică, care are în dotare un motor de 6,5 cai putere pe benzină, care dezvoltă o forță de 35 de tone. Cilindrul care împinge dezvoltă are această forță de 35 de tone. De menționat faptul că această filmare a avut loc întâmplător, nu a fost ceva programat. Mai exact, treceam cu vărul meu pe la bunul nostru prieten Daniel, l-am găsit în grădină spărgând la lemne. Am mers acolo, am văzut ce face, treaba bună. Spărgătorul funcționează și funcționa perfect, spărgea atât de repede, atât de bine. Zic, tocmai bun, un prilej să facem un videoclip. Am luat repede trepiedul, telefonul, hai să filmăm pentru băieți. Desigur, lemnele care se sparg cu acest spărgător sunt de brad, de molit și unele lemne cele mai noduroase sunt chiar și de stejar. Dacă mai devreme am încercat să spargem cu acest topor ES de la Fishcas, am adus unul mai mare, XL-ul, de X27, tot de la Fishcas, tot cu profil de spart lemn, să vedem dacă reușim cu acesta. Ține aproape, Ionuț. Între timp m-am și dezbrăcat că m-am încălzit tare topoarele astea. E beton. Ionuț, facem un felul următor, eu renunț. Și îl băgăm pe despicător. Același lemn. Da. Chiar acum. Uite, îl pun aici deoparte. Aha. Și acum îl pornim. A, vede? Și acum să vedem ce poate face acest despicător. Microfonul meu m-a părăsit, nu a vrut să mai funcționeze, dar uitați și motivul pentru care s-a oprit, s-a blocat despicătorul, nu l-a crăpat pe fibră și efectiv a tăiat fibra. Totul petrecându-se atât de rapid, nu a avut timp să urmărească curba și fibra lemnului. Uitați și în partea aceasta, este fibra tăiată ca și cum aș tăia-o cu drujba, deci consider eu că aici necesită o forță destul de mare.
și așa cum ați văzut, utilajul este extraordinar. Eu mă declar foarte mulțumit și de menționat faptul că acest utilaj nu mi-aparține, iar bunului nostru prieten care s-a văzut și pe filmare, Daniel, care el îl deține, l-a cumpărat la mâna a doua pentru 1300 de euro. Am înțeles că utilajul nou ar costa undeva la 2300, doar că problema cea mare este că nu se găsește. Toată lumea vrea să aibă acest utilaj, dar nu se găsește. Așa cum am spus, eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine la acest videoclip. Vă mulțumesc mult și celor care v-ați abonat pentru mine în număr atât de mare, deși este un canal mic. Eu apreciez fiecare like și fiecare comentariu în parte, de aceea v-am și răspuns la fiecare. Nu ezitați, dacă v-a plăcut acest gen de videoclip, să vă abonați la acest canal. Vor veni multe clipuri interesante cu diferite activități și, de ce nu, să apreciați videoclipul printr-un like, printr-un comentariu în care să vă spuneți părerea. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și Doamne ajută!